Acum filmez în principalul compartiment de matcă din crescătoria multiplului campion, domnul Cosmin. Câți porumbei aveți aici, domnul Cosmin? Am câte perechi sunt? 24 de cupuri, chiar 25. Nu m-am abținut și am chiar mai pus un cuib în plus. Aveți ceva? Față de numărul maxim care îl... Aveți ceva? Da, sunt 25 de exemplare noi, anul ăsta, de exemplu, sau în fiecare sezon, de la un an la altul, aduci? Da, îmi las mereu toamna niște combinații de matcă. Pui tardiv, nu s-o pun? Da, niște pui tardiv, da. Îmi las niște femeluțe pe care ulterior, dacă o să corespundă criteriilor mele, o să le las să reproducă. Să reproducă, da. Da. Nu vă temeți de consanguinizări, nu? Spuneați mai devreme că apela și la consanguinizări, da. Da, și chiar cu succes. Bine, nu fac chiar apropiat undeva, trebuie să spăl sângele după două generații, nu pot să, adică dacă consanguinizez o generație, următoarea generație, clar trebuie să fac hibridizare, că... Da, exact, să-i desfaceți, da. Da, am observat că, într-adevăr, nu mai au rezistență bună fizică și trebuie undeva adus ceva nou. Câte perechi de pui reproduceți din ei în fiecare an? Păi cam primele două serii sunt principale și de la a treia încerc să-mi las câteva pui din care tardiv, o să aleg câteva de matcă. Da, da. Într-adevăr cam mulți. Da, sunt ceva, 25 de perechi. 25 de perechi, da, multe perechi de maraton acum cu întorsătura asta ciudată cu războiul unde este nevoit să zburăm pe Polonia. Nu o să mai las mulți porumbei de maraton, clar, fiind o rută da. Ciudată, dificilă. Și o să vă marșați pe ce? Și o să merg pe porumbei mei de 100-700, care mi-a adus satisfacții, câteva viteze până la fond. Și o să încerc să mă calendez numai pe aceste distanțe. Cuplurile la reproducție le schimbați în fiecare an, domnul Cosmin? Le schimb în fiecare an. Indiferent de cum vă reproduc, într-un an anterior? Revin la cuplurile care mi-au dat satisfacții, revin următorul an, reperechez și am observat că, într-adevăr, dau bine și următoarea reperechere, 2 ani, practic. Da, vă dau la fel de bine, da, nu? Da. Zic dar întotdeauna schimb pentru că... Da, a avut satisfacție într-un cuplu, nu știi exact care e de vină și așa e. Trebuie să vezi exact cel care dă și în alte combinații. Da. Trebuie căutați porumbei care dau cu mai mult masculin, mai multe femele. Am avut și, de ce să zic, deziluzii, am băgat bun cu bun. Și nimic, nu? Sau nu? Bun reproducător cu bun reproducător, nu s-au cuplat și... Nu s-au potrivit, da. Da. Asta pentru zbor, însă am băgat și din cuplul acela la matcă și mi-a dat foarte bine. Adică trebuie să ai puțină răbdare să... Da. Și flair, și flair. Și flair trebuie să le încercăm pe toate, că știți cum e la porumbei, așa consider că în decursul anilor ce am observat că regula e că nu e nicio regulă. Că dacă am ști regula, am repetat-o la nesfârșit și am fi mereu campion, dar... Regula nu e nici pe departe stăpânită de nimeni, zic eu. Trebuie să fie mereu încercări, mereu... Primăvara, când vă formați cuplurile de reproducție, după ce criterii vă ghidați? Mergeți după rezultate, aspect fizic, pedigree? Da, merg și pe legea compensării, deci da. Bună să compensez anumite defecte ale unor porumbei care știu sigur că au reprodus și încerc să aduc ceva, să-i modelez pe placul meu și pe cum am observat eu că merg mai bine, că la urmă placul mâinii nu neapărat înseamnă la mine că îmi plac mie estetic cum arată. Eu merg pe ceea ce am observat că dă rezultate. Adică talia de porumbei care e cea mai potrivită pentru zbor. Exact. La noi aici pe caniculă și pe vânturi laterale față trebuie să avem porumbei care rezistă. Ce talii preferați la porumbei? Medii, mijlocii? Da, o talie medie am observat că face față la noi aici. Porumbei mici vin și au ambiție, dar când e să vină greu, nu fac față. Nu fac față. Și ori noi trebuie să avem porumbei care au constanță de-a lungul sezonului, așa că de acolo vin punctele. Așa avem etape de vârf când sunt ușoare sau cu viteze mari și apoi nu mai fac față, nu putem să ținem. Ca și categorii preferate de zbor, ce condiții climatice preferați? Pe vânt, lateral, din față? O să fie, din spate, căldură... să fie condiții normale, dacă s-ar putea cu vânt că nu mai
ușor. Vânt din față prefer și observam că când vin porumbei bine așa și au o cadență bună. Să nu fie viteze mari, adică să fie viteze normale, undeva sub 1300 sunt viteze rezonabile în care porumbei pot să-și arate. Ați identificat până acum reproducători sau reproducătoare de aur, crescătorie, porumbei de care sunteți foarte mulțumiți cum v-au scos, cum v-au în mai multe combinații, de exemplu? Da, sunt porumbei care mi-au dat satisfacții. De exemplu, am un fost zburător. Da. Este de 2012 porumbelul, care mi-a dat porumbei de top, de la viteză până la maraton chiar. Bun. O calitate deosebită. Ascund, am avut campion din el, am avut un locul 4 la maraton. Ca și origini, ce are în el? Janssen Van Ryl. Și asta pe partea tatălui, iar pe partea mamei, Jostune. Da. Dar este un porumbel care mi-a dat de top și la etapele 100-700, deci am avut și la fond. Când identificați un astfel de mascul reproducător foarte bun, îi dați mai multe femele într-un an, de exemplu? Îi schimbați partenerul? Da, inițial așa îmi doresc, dar văzând că am compartimentul de pui cam plin, nu mai fac împerecherea cu o altă femelă. Poate chiar îmi fac pentru matcă o reîmperechere. Ceva consanguin sau? Exact, ceva să am pentru viitor. El fiind și un mascul mai bătrân, încerc să-i las urmași ca să rămână sângele. Aveți favorit printre reproducători, porumbei pe care cărora le acordați o atenție mai mare, de exemplu? Și la care țineți mai mult? Am aici un porumbel care acum are pui. Este un porumbel tot de 2012. Asta e un porumbel. Este un porumbel concurat de mine până să fac tandemul, 2013 și 2014. Chiar are și el un loc de 1 pe lansare. Da. Și s-a dovedit un bun reproducător. Este bunicul locului 2 național, Rolex, cum îi zic eu, la Aspont Palmares. Bunicul unei femele foarte bune, 58, zic eu, de 2016, care a fost dublă campioană județeană la fond 3 ani și general 3 ani, da. Dublă vicecampioană provincială. Tatălui Blue Rocket, care a fost locul 6 național la viteză, deci tatăl direct. Anul acesta mi-a dat, am un mascul din el care a venit locul 1 la prima etapă din 5.000 de porumbei. Bun. Din el. Acum mi-a venit al doilea, e al doilea intrat la mine. Bun. Al doilea pe Slatina, la etapa aceasta de Ploiești. Da, un porumbel care a reprodus, chiar am dat unui prieten, o fică de-a lui, ce-a dat o femeie foarte bună la UCP, la demifond. De 4 ori locul național. O să vă prezint pedigriul. Super. Da, la cineva la Vâlcea. Deci o fică de-a lui. Super. Da, deci super reproducător. Aveți semne distinctive, de exemplu, la reproducător, după care identificați că au calități mai bune și că transmit mai bine? Nu, sau? Nu sunt adeptul. Nu? Ochi, să văd cum arată. Chiar la ochi, la astea, aveți culori preferate, ceva nu? Sau aripa bună. Am văzut, dacă urmăriți mult asta. Musculatura, penajul să fie de calitate, să fie usatură. Antebraț ca lumea, usatură cum trebuie. Sigur. Și dacă porumbei mei de la matcă sunt foști zburători, buni zburători, vă dați seama că zborul i-a șlefuit, da. I-a șlefuit și i-au și trecut ei prin toate gritele stale mele. Adică deja dacă ce introduc la matcă, introduc... Da, așa e, aveți dreptate. Din punct de vedere fizic... După câți ani sunteți tentat să introduceți la matcă un campion de al dumneavoastră? Câți ani îl zburați? 3, 4, 5 ani? Da, să știți că da, chiar am avut porumbei campion județen care au zburat până la 7 ani la mine. 7 ani? 7 ani, da. Ho, ho.
am vrut să văd anduranța lor și în timp și rezistența lor ca și exemplar. Totuși n-am căutat să introdu la matcă după vârsta asta. Totuși intervine uzura după anumiți ani de zbor și e bine să ți introduci la matcă niște pui mai din tinerețea lor, așa ca să transmită ce trebuie, fiindcă știm că porumbei după un lung sezon, o lungă carieră, introduci la matcă, să mai uzați, da, să mai uzați și nu să dea ce trebuie. Așa totuși e. Trebuie păstrat sângele lor prin urmașii produși din timp. Sau se dea o femeie mai tânără dacă e masculină. Asta clar, întotdeauna am introdus compensații din punct de vedere al vârstei. Va avea o febră de un an, doi, cel puțin. Asta clar. Super, vă mulțumesc mult pentru prezentare. Vă felicit pentru lotul deosebit de reproducție pe care îl dețineți și mulțumim frumos. Vă doresc în continuare mult succes, domnul Cosmin. Numai bine. Baftă, toate cele bune. Sănătate.